Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vom discuta despre litosferă. Litosfera este învelișul solid de roc al Terei pe care se sprijină celelalte geosfere, hidrosfera, atmosfera și biosfera. Este cuprinsă între învelișurile exterioare ale Terei și straturile interioare mai grele ale planetei. S-a format prin răcirea elementelor aflate în stratul superior al Terei în ultimele etape ale definitivării acesteia. Este alcătuită din minerale și roci. Este mai subțire sub oceane, purtând numele de crustă oceanică, și mai groasă în dreptul continentelor, purtând numele de crustă continentală. La nivelul litosferei au loc o serie de procese. Magmatismul, în urma căruia rezultă rocile magmatice. Metamorfismul, în urma căruia rezultă rocile metamorfice. Și sedimentarea, în urma căruia rezultă rocile sedimentare. Pe baza celor observate, descrie pe scurt fiecare dintre procesele prezentate în acest material video. Vă doresc succes!